Timpul a început odată cu Big Bang-ul, dar numai atunci când definim începuturile sale. De fapt, Big Bang-ul este probabil nimic din ceea ce credeți voi că ar fi. Acum 100 de ani am descoperit începuturile Universului prin observările făcute de Edwin Hubble și Vesto Slipher asupra galaxiilor aflate în continuă expansiune. Apoi toate cercetările lor au fost combinate cu teoria relativității a lui Einstein, care a descoperit că dacă întoarcem toată acea expansiune destul de mult, matematic vorbind, doar prin ecuația lui Einstein, pare că tot spațiul, masa și energia sa ar trebui să se compacte într-o masă foarte mică, o singularitate. Se crede că Universul a început cu această singularitate, iar Big Bang-ul se crede că a fost explozia ce a cauzat expansiunea ce a urmat. Înaintea singularității Big Bang-ului, cercetătorii cred că era nimic, pentru că timpul și spațiul nu existau. Dacă credeți că ați reușit să înțelegeți această noțiune bizară, atunci sunt niște vești foarte proaste, pentru că imaginea formării Universului este greșită. Cel puțin potrivit aproape tuturor fizicienilor cunoscuți contemporani care au studiat subiectul foarte amplu. Vestea bună este că adevărul este mult mai palpitant, cel puțin din ce ni se prezintă. Înainte ca anumite persoane să înceapă argumente că oamenii de știință își schimbă punctele de vedere constant și că nu știu de fapt nimic, sau că teoria Big Bang-ului este doar o teorie și nimic mai mult, trebuie să știe că evidențele potrivit cărora Universul a fost foarte dens la început sunt practic incontestabile. Radiațiile cosmice de fond sunt o dovadă clară a cum a fost Universul, numai că de acum câteva sute de mii de ani în urmă, după ipoteza începuturilor timpului. Ne putem da seama în mod direct că tot spațiul și materia din univers a fost odată, cel puțin de câteva mii de ori, mai apropiată decât în prezent. De asemenea, este o abundență de elemente precum hidrogenul și heliumul, a cărei proporție este exact la ce ne așteptăm dacă universul ar fi fost un cuptor nuclear dens de milioane de grade pentru câteva minute din existența sa. Sunt evidențe foarte clare că nu ar trebui să analizăm ecuația lui Einstein atât de mult, cel puțin fără să introducem niște ecuații fizice noi. Într-un mod cert, s-a dovedit în urma observațiilor că timpul 10 la puterea minus 32 include o perioadă de expansiune extrem de rapidă numită inflație cosmică. Dacă adăugăm acel rapid impuls al expansiunii, rezolvăm foarte multe întrebări despre teoria Big Bang-ului, dar nu schimbă faptul că dacă derulăm expansiunea Universului la diferite viteze, timpul și spațiul dinaintea evenimentului încă ar fi inexistente. Este necesar să uităm ideea acestei teorii ale inexistenței spațiului și timpului înainte de Big Bang pentru a înțelege pe deplin inflația cosmică și începutul Universului. Înainte de a nega întreaga teorie a singularității Big Bang-ului, este necesar să înțelegem ce negăm cu adevărat. Ce înseamnă pentru spațiu să fie restrâns într-un singur punct? Aceste idei sunt câteodată ciudate dacă am luat în calcul că Universul este infinit, dar Universul poate fi infinit sau finit. Dacă am putea înțelege toate aceste afirmații despre univers, ar fi o joacă de copil să punem toate teoriile cap la cap. Este delicat să vorbim despre mărimea unui univers infinit. Nu vorbim despre volumul total sau raza în care se află. Discutăm despre expansiunea unui univers infinit din punct de vedere al factorilor de dimensiune. Asta reprezintă diferența dintre două puncte în spațiu la un moment dat în timp. Acel moment de referință al perioadei de timp dintre cele două corpuri este de obicei chiar în momentul de față, iar factorul dimensiunii este reprezentat de numărul 1. Cu câteva milioane de ani în urmă, acest factor era pe jumătate, adică 0,5, iar toate obiectele din univers erau la jumătatea distanței la care se află astăzi. Când vorbim despre derularea expansiunii, ne referim la inversarea timpului în sens opus derulării normale pentru a urmări micșorarea factorului de dimensiune. Un mod de a face asta prin a înjumătăți factorul dimensiunii și făcând asta în mod repetat pentru două corpuri cosmice, nu va conta distanța la care se află unul de celălalt în momentul de față, deoarece ele tot vor ajunge foarte apropiate undeva în trecut. Dacă facem asta de nenumărate ori, universul va ajunge cât de dens și fierbinte dorim, dar va rămâne infinit și spațial, factorul dimensiunii va fi incredibil de mic. Dimensiunea Universului astfel nu ne lasă cu o singularitate. Singularitatea este atunci când toate punctele sale nu sunt doar unul lângă celălalt, ci în același punct, punct în care temperatura și densitatea sunt infinite. Acest ultim punct în care toate ar ajunge este bizar, deoarece factorul dimensiunii ajunge de la incredibil de mic la zero, deci Universul infinit devine minuscul și toate punctele sale devin același punct, iar spațiul tridimensional devine spațiul zero-dimensional.
Spunem că nu s-a întâmplat în niciun punct fix pentru că spațiul zero-dimensional nu prezintă spațiu, însă pretindem în același timp că Big Bang-ul a avut loc peste tot în același timp pentru că la o fracțiune de secundă mai târziu, universul avea o dimensiune infinită și totul se extindea în mod egal. Chiar dacă universul nu este infinit, orice spațiu s-ar afla acolo se formează în același timp din acea singularitate. Dar ce se întâmplă cu timpul în singularitatea Big Bang-ului? Pentru a înțelege asta, nu putem privi timpul universului ca pe un ceas enorm care contorizează secundele dinainte sau după Big Bang. Trebuie să privim timpul în modul în care Einstein îl făcea, și anume că nu există timp în univers, fiindcă timpul este relativ. Ceasurile obișnuite contorizează fiecare cadru de mișcare. Pentru a putea observa ce se întâmplă cu factorul timp în timpul Big Bang-ului, trebuie să trasăm o rută prin timp și spațiu înapoi la singularitate. Am trasat o cale numită geodezic, care în relativitatea generală este cea mai scurtă cale între două coordonate timp-spațiu. Acestea sunt grile pe care le folosim să cartografiem timpul și spațiul. În timpul derulării spațiului, toate punctele din univers se apropie arbitrar unul de celălalt, înainte ca timpul să fie egal cu zero, așa că este același mod de a spune că toate geodezicele din univers se converg la singularitatea Big Bang-ului. În același fel, toate liniile longitudinale de pe Terra se converg în același punct la polul nord. Fiecare cale geodezică urmărește timpul din trecut încetul cu încetul până se apropie de momentul Big Bang-ului, iar o infinitate de cronologii se derulează către zero ca în final toate să fuzioneze. Dar după ce se întâmplă? Ei bine, nimic. Toate geodezicele se termină odată ce ajungem la singularitatea Big Bang-ului, iar cronologia lor se termină odată cu ele. Sau atunci își încep cronologia, depinde din ce punct al Big Bang-ului vorbim, la începutul Big Bang-ului sau din vremurile noastre înapoi către începutul său. Ideea este că, din punctul de vedere al lui Einstein, nu există nimic înainte de Big Bang pentru că nicio cronologie din acest univers nu poate fi urmărită dincolo de eveniment, iar asta numim o incompletitudine geodezică care se întâmplă și în singularitatea din centrul unei găuri negre, unde toată cronologia se termină de această dată în direcția înainte. Analogia cu polul nord este una bună și însuși Einstein a folosit-o. Se referă la sfârșitul liniei longitudinale de la polul nord și este lipsit de sens să ne întrebăm unde este nordul polului nord. Din punctul de vedere al lui Einstein, este lipsit de sens să ne întrebăm ce s-a întâmplat înainte de Big Bang sau după ce am ajuns în mijlocul unei găuri negre. Ok, până acum am folosit timpul pentru a vă prezenta teoria Big Bang-ului, ceva ce v-am spus la început că este greșit, dar este important pentru că ne arată ce este în neregulă cu această singularitate a evenimentului. De fiecare dată când vorbim de o singularitate în matematica unei teorii din fizică, avem motive bune de a deveni sceptici. Probabil că îți arată că teoria fizică este incompletă și că ai împins acea teorie prea departe. Asta se întâmplă aici, folosim relativitatea generală ca să derulăm cronologia universului, dar în ciuda succesului său, teoria relativității generale este incompletă. La densitățile și temperaturile incredibile din singularitatea Big Bang-ului și după aceasta, relativitatea generală are un conflict teribil cu mecanica cuantică, așadar, ca rezultat, nu știm cu siguranță cum se comportă universul în aceste condiții. Ce știm este că relativitatea generală simplă nu este o descriere bună și probabil nu ar trebui să credem predicțiile sale, potrivit cărora tot spațiul a fost compact într-un singur punct și că aici a început totul. Deci, care sunt alternativele? Putem urmări geodezicele și cronologia spre Big Bang și dincolo de acesta? Și dacă da, ce am aflat acolo? Sunt mai multe posibilități, dar pe scurt, inflația cosmică poate da o amânare temporară de la singularitate. Inflația infinită sugerează că universul nostru, aparent o bulă cu expansiune regulată, a devenit dintr-o dată un spațiu inflat care se extinde în continuu. În acest caz, înaintea Big Bang-ului, există o perioadă de expansiune exponențială care ar fi putut dura pe termen nelimitat. Există de asemenea varianta opțiunii de universuri ciclice. Prima idee de univers ciclic a fost Big Bounce, în care atracția gravitațională a întregii materii din univers a fost îndeajuns pentru a cauza un colaps gravitațional și apoi extinderea materiei. În acest moment, cunoaștem că nu este îndeajunsă materie pentru ca toate acestea să fie posibile, doar dacă nu introducem teoria coardelor.
Modelul Steinhardt-Turok ne spune că universul nostru plutește într-un spațiu dimensional mult mai mare care se bazează pe obiecte geometrice numite brâne. Coliziunea acestor brâne inițiază cicluri de expansiune și contracții. Apoi este Roger Penrose, cosmologia ciclului conformal, CCC, care este și mai ciudată pentru că postulează limitele infinite din viitor ale universului aflat în expansiune. Asta arată ca Big Bang-ul unui nou univers. Sunt mai multe moduri abstracte prin care putem obține un nou univers din unul mai vechi. De exemplu, o fluctuație cuantică extremă poate iniția un nou Big Bang cu timp infinit. Aceeași cantitate de timp poate conduce la convergerea întâmplătoare în același punct a particulelor. Sau poate găurile negre duc la nașterea unor noi universuri. Dacă geodezicele se apropie de singularitatea unei găuri negre, devin geodezice care ies din singularitatea Big Bang-ului. Oamenilor le plac universurile ciclice și regenerative. Ne stimulează plăcut simțul narativ, iar ăsta ar fi un motiv de a fi precauți cu privire la aceste teorii. Ne mai satisface și intuiția pentru cauzalitate. Lucrurile se întâmplă pentru că evenimente prioritare le cauzează. Multe din ideile noastre împing înapoi inconfortabilul din unele momente. Fizicienii au câteva lucruri să spună despre începuturile universului, de la fluctuațiile cuantice din nimic la Stephen Hawking, care interpretează nesfârșit inflația internă bazată pe principiile holografice. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!